Următorul raportor este domnul profesor Emil Ciuban. Pregătirea cadrelor în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu în condițiile de pandemie. Excelență, domnule președinte, stimați academicieni, onorat public. Anul 2020 pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Republica Moldova are o semnificație aparte. Se împlinesc 75 de ani de la fondare și toate activitățile planificate sunt dedicate acestei aniversări. În pofida situației epidemiologice, comunitatea academică vă depune toate eforturile pentru a desfășura aceste activități, inclusiv cu utilizarea la maximum a tehnologiilor informaționale. Menționez că administrația universității întreprinde toate măsurile de rigoare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului de tip nou în scopul asigurării securității sănătății și vieții beneficiarilor, studenților și sigur că a angajaților instituției. Acest logo, jubileu, calitate, excelență și performanță, este logo-ul Universității în acest an. Numărul beneficiarilor în cadrul USMF Nicolae Testimițanu avem la ziua de 1 aprilie 5.768 de studenți, 1.200 de medici rezidenți și 350 de medici doctoranți. Activitatea în universitate se petrece la studii superioare integrate la patru specialități, medicină, medicină preventivă, stomatologie și farmacie, unde medicina și medicina preventivă 6 ani, stomatologia și farmacia 5 ani și studii superioare de licență, asistență medicală generală și optometrie. În patru departamente, 62 de catedre, 2 centre și 19 laboratoare științifice, își creează activitatea 1211 personal didactic, științifico-didactic, dintre care 8 academicieni, 5 membri corespondenți ai Academiei de Științe Moldovei, 703 cu titlu științifice și 535 cu titlu științifico-didactice, inclusiv 168 de doctori habilitați în științe medicale, 535 de doctori în științe, 99 de profesori universitari și 436 de conferențiari universitari. Pentru Universitatea de Medicină, calitatea educației este foarte important. Și aici vorbim de predare, învățare și evaluare. Aceste trei componente de bază sunt în opinia și în vizorul universității. În această perioadă, de la deschiderea, deci anunțarea pandemiei, în universitate au fost elaborate mai multe ordine și dispoziții. 6 ordine privind măsurile de prevenire a răspândirii și asigurării securității vieții și sănătății atât a studenților cât și a colaboratorilor. 5 ordine de reglementare a regimului de muncă, 3 ordine și 2 dispoziții de reglementare a procesului didactic și 2 ordine privind elaborarea protocolelor clinice și fortificarea aptitudinilor profesionale. Cum am spus, una din partii componente este predare. În această situație, în situația de epidemie, universitatea a trecut la instruirea la distanță, la instruirea online. A fost elaborat ghidul pentru creare și difuzarea prelegilor online în sistemul informațional de management universitar, așa numitul SIMU. În acest SIMU s-a dezvoltat modulul cursuri live, sincronizat cu conturile personalizate de e-mail Google, cum este USMF MD. A fost utilizat pe larg utilizate platforme de instruire Moodle cu plasarea materialelor didactice, cum sunt prelegerilor,
studiile de caz, probleme de situație, tematica referatelor, testelor, etc. La momentul de astăzi sunt utilizate pe larg un număr mare de platforme, cum este Simu, Moodle, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Skype, Messenger, Viber, Facebook și email. Toată instruirea în universitate, astăzi, 100% este efectuată la studenții autohtoni și 90% la studenții internaționali. În această perioadă au fost efectuate diferite instruiri de catedrele noastre de specialitate, de pildă, Catedra de Anesteziologie și Reanimatologie în numele lui Valeriu Gheric a participat de comun cu Organizația Mondială a Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Institutului de Medicină Urgentă, la mai multe cursuri, 25-3 aprilie, cursuri online pentru reprezentanți oficiali a OMS din Moldova și specialiștii din instituții medico-sanitare publice din țară, inclusiv și din regiunea transnistreană. 13 și 15 aprilie, cursuri online pentru personalul centrelor perinatale de nivel 1, 2 și 3 din țară. În total au fost instruiți în jur de 200 de specialiști. Tot la această catedră au fost organizate cursuri pentru medici rezidenți de specialitate chirurgie, ortopedie și traumatologie, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, chirurgie oromaxilofacială și diferite reprezentanți ai diferitor instituții în tematica terapiei intensive în vederea managementului pacienților diagnosticați cu COVID-19. A fost efectuate instruiri și de către Catedra de Anesteziologie și Reanimare numărul 2 din cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, cursul de instruire privind activitatea în unitățile de terapie intensivă și acordarea asistenței medicale pacienților susținuți cu diagnostic de COVID pentru medicii rezistenți, asistențele medicale și medicii chirurgi ulterior pentru profilurile terapeutic. În total au fost instruiți circa 100 de medici din acest spital. Tot această catedră a avut niște instruiri la distanță, unde la Spitalul Municipal Bălți au participat peste 22 de specialiști, inclusiv anesteziologi, medici de la medicină urgență prespitalitară, infecționiști și chirurgi. 10 sesiuni de instruire online a fost organizat de Departamentul Pediatriei, în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu genericul, sănătatea și îngrijirea copilului în perioada epidemiei de COVID-19. Aceste sesiuni au loc și astăzi, la moment. Particularitățile procesului didactic în aceste condiții de pandemie au schimbat radical mentalitatea atât studenților cât și a profesorilor, a colaboratorilor noștri. Instruirea online ne permite, în deplină măsură, însușirea deplinărilor, deci teoretice și celor virtuale, însă deprindere practice și cele clinice, deci sunt de dorit, de le făcut în mod practic. Următoarea componentă este, componenta a doua este învățarea. Învățarea în această perioadă, universitatea a făcut maximum posibil pentru asigurarea, cum am spus, a procesului educațional, un suport deosebit metodico-didactic online și anume accesul online full text la resursele oferite Biblioteca Științifică Medicală a Universității, unde au, deci, permis la 6780 de înregistrări, la 280 de titluri din Biblioteca Electronică Didactică, la 62 de bază de date cu profil medical și formativuci și 169 de cărți electronice online pe domeniul medicale și inclusiv pe domeniul tematicii de COVID-19. Accesul online, full text, la resursele oferite Biblioteca Științifică Medicală Nicolae Destimițanu
Deci este datorită programului Hinare, unde pot fi accesate cărți electronice online în număr de peste 12.000, cărți electronice pe domenii medicale de acces deschis în jur de 36.000 și reviste de profil medical peste 15.800 de reviste. Programe educaționale interactive, catalogul electronic care reflectă colecțiile bibliotecii noastre și 7 biblioteci universitare. Evaluarea este componenta a treia și ea cu mare succes are loc în mod online. Deci, în procesul de evaluare se utilizează sistemul informațional la managementul universitar, deci sistemul Moodle, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Skype, Messenger, Viber și așa mai departe. Evaluările curente și finale se realizează cu utilizarea tehnologiilor disponibile la distanță, cum ar fi și referate, lucrări înscris pe baza enunțurilor plasate de către profesori, completarea caietelor de lucrări practice și multe altele. Onorată asistență. Deci, o parte importantă este examenul de absolvire. Și anul acesta, universitatea are peste 900 de absolvenți. De aceea, conform Codului Educației Republicii Moldova, Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor superioare de licență în integrare, care ne spune că studiile superioare integrate se finalizează cu susținerea examenului sau și lucrări de absolvire teză de licență. De aceea, la Consiliul Științific în data de 23 aprilie s-a luat decizia și anul acesta, deci examenele de absolvire 2019-2020, la toate programele de studii se va realiza prin susținerea tezei de licență online. În activitatea sa, Comisia de Evaluare a Tezelor de Licență se va conduce de prevederile regulamentului cu privire la elaborarea și susținerea tezei de licență în USMF Nicolae Tristimițanu. Astăzi a fost semnat ordinul și graficul de petrecere a susținerilor publice a tezelor de licență la examene de stat. Activitatea cadrelor didactice. În această perioadă, cadrele didactice și mai ales catedrele de profil din prima zi au fost implicați în primele rânduri în ajutorul sistemului de sănătate din Republica Moldova. Catedrele de boli infecțioase, catedrele de boli infecțioase tropicale parazitologie, catedrele de anestezie și reanimație, atât numărul 1 și 2, catedra de epidemiologie, catedra de medicină de familie, departamentul obstetrică și ginecologie și școala de sănătate publică. Deci, în această perioadă, sub egida universității, a fost efectuate și oferite sistemului de sănătate protocoale și ghiduri elaborate de către catedrele universitare de profil. Și în această perioadă au fost elaborate mai multe protocoale și ghiduri, cum este ghidul practic privind conduita sarcinii și a nașterii la gravide cu infecții suspecioasă confirmată cu COVID-19, managementul complicațiilor severe cauzate de infecție provocată de coronavirus, protocolul clinic standardizat pentru medici de familie privind infecția coronavirus timp nou și ghidul interimar al managementului al infecției COVID-19. Activități de voluntariat. Această activitate a fost elaborată din primele zile de către singuri studenți și activitatea de voluntariat este o activitate binevolă, se bazează pe responsabilitatea individuală a fiecărui student și pentru înscriere s-a creat niște formulare specifice și activitatea de voluntariat în universitate este coordonată de Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină. Până în prezent, în calitate de voluntari, activează peste 120 de studenți. Acești studenți din primele zile participă în diferite situații. 17 studenți voluntari activează linia verde
a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, fiind la telefon, duc cazul și dosarul epidemiologic. În afară de aceasta, studenții voluntari au suport deosebit pentru medicii de familie, medicii epidemiologi din teritoriu. 222 de studenți de la anul 3 medicină voluntară, medicină generală cu programul de studii oferă suport în complementarea formularelor online medicilor de familie și medicilor epidemiologi din toate raioanelor Republicii. Studenții voluntari ai universității sunt și în Spitalul Clinic Municipal de Boli concediați pentru copii. 7 din ei, cei de ani mici, sunt infirmieri, cei de ani mari activează ca asistente medicale. Studenții voluntari sunt și colaboratorii și lucrătorii partea componentă a Centrului COVID-19 Chișinău, inclusiv 5 medici rezidenți, specialiști în medicină de laborator, 25 activează studenți ca operatori la registratură și 4 studenți în funcții de asistente medicale. Tot studenții noștri de la medicină, prin primele zile, și anume 50 de studenți voluntari, au însomblat peste 3.000 de viziere, care au fost primele viziere în sistemul de sănătate în Republica Moldova. Suportul studenților pentru Sistemul Național de Sănătate este deosebit de mare. În afară de aceasta, 352 de studenți activează în instituțiile medico-sanitare publice care au activat până la epidemie, până la pandemie, dintre care 40 de studenți activează, sunt angajați în servicii de asistență medicală urgent prespitalicească. Fața dumneavoastră aveți după repartizarea studenților după anii de studii. Și colaboratorii și cadrele științei psihodidactice nu s-au dat în o parte și au un suport de resurse umane pentru Sistemul Național de Sănătate. Deci, în afară de aceasta, Universitatea a dat un suport de cazare personalul medical din Sistemul de Sănătate, care activează în prima linie cei care nu doresc să infecteze familiile și căminul numărul 5, căminul pentru perfecționare a medicilor, a fost repartizat pentru instituții medico-sanitare publice republicane și orășănești, pentru acești medici din prima linie. Astăzi, în Universitatea de Medicină, din toate 14 cămini, trăiesc 797 de persoane sau au rămas să locuiască 797 de persoane. 111 de studenți autohtoni, cei care activează în sistemul de sănătate, deci 396 de studenți internaționali, care ocupă două cămini. Aceste cămini sunt închise, sunt păzite de pază de stat. Noi asigurăm organizarea, deci alimentație, sunt studenții din India. Și facem toate eforturile ca niciun student internațional să nu se infecteze în această situație. Și avem 290 de locatari, medici rezidenți și angajați ai universității noastre. În această perioadă, Universitatea, relațiile publice a universității, diseminează permanent informații pe site-ul universității, ce este coronavirus, stările de urgență, măsurile de prevenție în această și toate măsurile ce se efectuează în sistemul de sănătate și anunțurile atât pentru beneficiarii universității, cât și pentru beneficiarii sistemului de sănătate. A fost deschis un punct medical provizoriu la baza clinicii medicale chineze, unde sunt de gardă 24 de ore, doi medici rezidenți și un medic de la clinica universitară, unde orice student din universitate se poate adresa 24 de ore. A fost creată linia verde cu un număr de telefon unde oricare student, cei care lucrează sau în prima linie, sau care sunt în cămini, sau care stau acasă, se pot adresa și cu orice propunere
și orice situație, atât pentru procesul educațional, cât și nemijlocit pentru starea epidemiologică care este. Colaboratorii universității participă nemijlocit la diferite emisiuni, radio, TV, pentru informarea populației privind acest coronavirus și aceasta este un suport deosebit, mai ales a catedrelor de profil care le-am numit eu. Deci, situația științifică și toate măsurile, deci propunerile științifice care le face universitatea, o să fie raportate de către academicianul Stanislav Gropa. În rest, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sănătate tuturor.